Bună, prieteni! Este ziua nouă, program de mentorat, culisele mentoratului și în scenă intră Wow Band și intră în sensul direct al cuvântului, pentru că este o formație care prestează servicii concertistice, dacă se poate spune așa, pentru diferite evenimente. Nunte, zi de naștere, eveniment corporativ, orice tip de eveniment în care ai nevoie de muzică live, muzică și etno, și folk, și populară, stiluri de muzică diferite, toate live, toate cu echipament și cu toate zona dată. Adresarea către noi a fost în contextul, desigur că măririi sau capacității de procesare a lead-urilor, un nou flux de lead-uri cu ajutorul digital, pentru că în industria dată foarte mulți lucrează pe recomandare, la foarte mulți lead-urile vin pentru că ei sunt deja în piață și Wowband fiind de mult în piață, are o anumită cantitate de contracte care sunt asigurate anual. Dar ca să mărim capacitatea asta, e nevoie de implicat marketingul. Și aici noi am intervenit și suntem acum la etapa de implementare a strategiei de content marketing. Eu rar recomand această strategie pentru că ea e scumpă, ea nu trebuie la mulți, dar dacă luați în considerație TikTok-ul, Reels-ul, dacă o să luați în considerație anumite inserții stories în real time pentru multe business-uri, acest tip de content este must-have. De aceea creăm contul de TikTok, Wow Band, în care o să dăm diferite performance-uri a specialiștilor din band, o să dăm secvențe de evenimente, adică o să dăm conținut foarte dinamic, interesant. O să stabilizăm partea de conținut pe rețele sociale, mai puține postări, dar mai eficiente, clare. O să începem să arătăm proiectele noastre, că până acum nu s-au arătat. Aceasta este nu doar una din provocările Wowband, dar este o provocare la foarte multe afaceri. Au multe rezultate, au multe case-uri, au multe studii de caz, au mulți clienți, au multe, dar nu arată. Atunci eu vă recomand ca voi să ieșiți și să arătați de ce voi puteți și voi sunteți. Și crearea campaniilor strategice. Acum suntem în perioada unei planificări de campanii pentru programările din 2023, respectiv pe an vor fi două, trei campanii strategice și campanii de branding ongoing, contentul pe rețele sociale TikTok, Instagram, Reels, YouTube și contentul Instant Stories. Practic, asta e minim blocul necesar pentru că să trecem la următoarea etapă, care va fi performanța platformei site, analitica site-ului și toată zona asta în care deja tu faci un upgrade în performance, folosești aceleași instrumente, doar că le îmbunătățești conversiile. Rapoartele și încă mai este acolo. De tare multe lucruri interesante, dar cel mai important și detaliu sau cel mai așteptat lucru pe care eu vreau să-l integrez în acest proiect este elementul de content marketing, să arăt acestei lumi performance-ul care poate să-l facă. Pentru că eu am văzut clientul, a venit, a povestit, da? Dar când am fost la eveniment și am auzit cum cântă, ce face, am spus că, păi, dar păi, asta eu nu văd în rețele. Și că asta vrem să îmbunătățim. Deci, îți sugerez ție, drag ascultător, dacă ai business, deseori business-ul tău în online nu este într-atât de bine prezentat precum el este în realitate. Pe când alții, concurența sau cei care au apărut de ieri, produsul nu e bun, dar el împachetează așa frumos că toată piața are impresia că e și mai bun în piață. De aceea, fiți mai îndrăzneți în prezentare, fiți mai proactivi. Folosiți contentul, publicitatea, analitica, aveți grijă de voi. Ne auzim cu drag!